Epistola sobornicească a lui Iacov este scrisă de Iacov. Și dacă citim chiar în primul verset din capitolul 1, vedem cui anume îi este adresată această epistolă. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, două puncte, și este cuvântul de salut, sănătate. Epistola pe care Iacov o scrie este adresată celor 12 seminții ale lui Israel. Este adresată în mod special evreilor care erau în vremea aceea împrăștiați în tot Imperiul Roman. În epistola aceasta, Iacov folosește des expresia frații mei, o expresie care este des folosită printre evrei. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Iacov, autorul acestei epistole, înainte de a învăța câteva adevăruri, câteva învățături din această epistolă scrisă de acest om al lui Dumnezeu. Se naște întrebarea în această seară: cine este Iacov, autorul acestei epistole? Cu toate că nu există o prezentare destul de clară a acestui fapt, se știe și se cunoaște faptul că Iacov este fratele sau a fost fratele Domnului Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, prezbiter al bisericii creștine, nu baptiste, nici pentecostale, nici creștini evanghelie din Ierusalim. Era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Iacov, uitați-vă, cu toate că se bucura în vremea aceea de această identitate, de acest statut, și anume frate al Domnului Iisus Hristos, uitați-vă în prima parte a versetului 1, modul în care se descrie el ca și slujitor, cum se vede el ca și slujitor al lui Dumnezeu. Iacov, virgulă, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Un slujitor al lui Dumnezeu care a știut ce înseamnă smerenia. Atunci când are ocazia să vorbească despre sine, atunci când are ocazia să vorbească despre identitatea lui, el spune așa: rob al lui Dumnezeu și rob al Domnului Iisus Hristos. Un om extraordinar, un om deosebit, care și-a înțeles chemarea, care și-a înțeles poziția, și-a înțeles, cu toate că sunt frate cu Mântuitorul, slujirea mea trebuie să fie o slujire caracterizată de umilință și de smerenie. Se consideră rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Interesant este faptul, și citim lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, că frații Domnului Iisus Hristos, în vremea când Fiul lui Dumnezeu străbătea pe tot ținutul lui Israel și predica Evanghelia, predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, frații Domnului Iisus Hristos nu credeau în Domnul Iisus Hristos. Nu credeau deloc. Ioan capitolul 7, versetul 5 spune că nici frații lui nu credeau în el. Printre frații aceștia de corp pe care i-a avut Domnul Iisus Hristos, s-a numărat și Iacov. Și cu siguranță că Iacov, omul acesta, înainte de învierea Domnului Iisus Hristos, înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos și de învierea sa din morți, și el se afla printre numărul celor care cu niciun chip nu credeau în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Dar știți ce este interesant? În Fapte, capitolul 1, versetul 14, după învierea Domnului Iisus Hristos, vedem și citim în Scriptură că toți frații Domnului Hristos, inclusiv cu mama lor, cu Maria, se află în grupul ucenicilor din Ierusalim. Ce i-a determinat să creadă în Hristos? Ce i-a determinat pe frații Domnului să creadă în Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu? Ce i-a determinat să creadă? Învierea
Domnului Iisus Hristos din morți. Este elementul cheie care le-a schimbat viața și le-a oferit o perspectivă clară și nouă privitoare la lucrarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. În 1 Corinteni, capitolul 15, dacă veți citi acolo, este capitolul care vorbește despre Evanghelie, despre Evanghelia care despre moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel, înainte de a spune și ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, în versetul 7 spune că i s-a arătat și lui Iacov. Iacov, fratele Domnului Hristos, care mai târziu devine presbiter al Bisericii în Ierusalim, a avut o întâlnire personală și reală cu Domnul Iisus. Doar ei doi. Întâlnirea aceasta i-a schimbat viața și a determinat să creadă, la fel ca și ceilalți frați, că Iisus Hristos, fratele lor, într-adevăr, este Fiul lui Dumnezeu. În câteva minute, în amiaza aceasta, aș vrea să ne uităm în epistola care este scrisă de Apostolul Iacov și să învățăm câteva lucruri care sunt convins că sunt foarte importante pentru noi, pentru viața de credință și de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu să o avem împreună cu El pe pământul acesta. Epistola lui Iacov, am scris aici pe o foaie de hârtie, este considerată cea mai practică epistolă din Noul Testament. Accentul în această scriere sobornicească este pus pe partea practică a credinței creștine. Iacov a vrut, a intenționat să arate cum trebuie să fie un creștin adevărat, un creștin autentic al Domnului Iisus Hristos. Frații mei, spune cuvântul, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm în după-amiaza aceasta din epistola sobornicească a lui Iacov este legat de încercări. Credinciosul trebuie să fie răbdător în încercări. În vremea aceea, Biserica lui Hristos trecea prin diferite încercări. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a fost încercat în diferite feluri. Vă spuneam zilele acestea faptul că încercați în mod deosebit sunt doar oamenii de calitate. Dumnezeu îngăduie încercarea în viața noastră cu scopul de a curăți ce mai trebuie curățit în viețile noastre. Pomul care trebuie să aducă mai multă roadă, spune Scriptura, că Dumnezeu se angajează în mod personal să-l curățească, să-l îngrijească, pentru că apoi să aducă mai multă roadă. Cei ce sunt ai Domnului, credincioșii duhovnicești, se află în procesul acesta de curățire, de sfințire, un proces gestionat de Domnul Iisus Hristos. Și încercările fac parte din acest proces de curățire și de îndepărtare a celor lucruri din viața noastră care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Prin încercare, Dumnezeu ne cioplește și ne pregătește pentru slavă, ne pregătește pentru cer, ne pregătește pentru veșnicie. În vremea aceea, Biserica lui Hristos, credincioșii evrei împrăștiați în întregul Imperiu Roman și dintre cele 12 seminții ale lui Israel, au trecut prin felurite încercări și Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă
de nimic. Cu alte cuvinte, Iacov, și în seara aceasta Scriptura ne spune, încercarea are un scop definit pentru viețile noastre. Ne ajută în desăvârșirea noastră, ne ajută să fim întregi și să nu ducem lipsă de nimic în viața de credință. Este un proces gestionat de Domnul Iisus Hristos și când Dumnezeu îngăduie încercarea, îngăduie testarea în viețile noastre, o face cu scopul de a scoate în evidență ce este mai bun în noi. Vrea Dumnezeu să ne pregătească pentru slavă, vrea Dumnezeu să ne pregătească pentru împărăția Lui, vrea Dumnezeu să ne folosească, să ne pregătească pentru împărăție, pentru veșnicie. Și câteodată folosește încercarea ca să curățească tot ceea ce trebuie curățit în viețile noastre. Fratele David Nicola spunea despre încercări aceste cuvinte și vă rog să fiți foarte atenți. Încercările vin, nu le putem opri, însă mai devreme sau mai târziu ele vor trece. Nici o furtună n-a ținut veșnic, toate sunt pentru o vreme. Nimeni n-a regretat că a răbdat, însă mulți au regretat că și-au pierdut răbdarea. Atât de frumos spune Iacov, atunci când treceți prin felurite încercări, frații mei, să priviți lucrul acesta ca o mare bucurie, pentru că încercarea își are scopul ei bine definit pentru viețile noastre. Lucrează răbdare. Și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ca să putem răbda încercarea care vine peste viețile noastre, sau mai bine zis, ca să putem avea o perspectivă corectă asupra încercărilor pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, avem nevoie de ce? De ce oare avem nevoie? De înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și care ne învață cum să ne comportăm, cum să trăim în așa fel încât, inclusiv în încercare, Dumnezeu să fie slăvit în viețile noastre. Iacov merge mai departe și spune, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dumnezeu nu dă cu măsură înțelepciunea de care noi avem nevoie, înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, și e diferită față de înțelepciunea aceasta firească, pământească. Avem nevoie de înțelepciune? Avem nevoie de înțelepciune. De la cine o putem primi? De la Dumnezeu, nu de la oameni. Și Iacob spune, Dumnezeu, când este vorba de înțelepciunea care vine de sus, vrea să dorească tuturor, cu mână largă și fără mustrare, fără reținere. Dar cei care vor înțelepciunea care vine de sus, trebuie să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Învățăm încă o dată, în după amiaza aceasta, ceea ce am învățat în această dimineață. Importanța credinței în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Avem nevoie, eu am nevoie de înțelepciune. Mai mult ca oricând, într-o vreme ca aceasta, ca slujitor în biserică, în diferite probleme cu care ne confruntăm în biserică, eu am nevoie de înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu. Pentru că asta este ceea ce ne trebuie nouă și celor din poporul Domnului, dar și slujitorilor care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Iacov ne învață cum să o cerem, în așa fel încât să o putem primi de la Dumnezeu, cu credință și fără să ne îndoim. Și Dumnezeu este deschis, Dumnezeu oferă tuturor cu mână largă și odată ce înțelepciunea aceasta vine de la Dumnezeu și vine asupra noastră, ea ne va învăța tot ceea ce trebuie să știm, în așa fel încât Dumnezeu să fie slăvit în viețile noastre. Credinciosul trebuie să fie răbdător în încercări. Doamne ajută și Doamne dă izbândă în privința aceasta. Versetul 12, o altă învățătură pe care o învățăm din Epistola Sobornicească a lui Iacov. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ferice de cel ce rabdă ispita,
căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Al doilea adevăr pe care îl învățăm în această după-amiază din Epistola Sobornicească a lui Iacov este acesta. Credinciosul trebuie să biruiască ispitele. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Vreau să vă citesc ceva și am rugămintea să fiți foarte atenți. Ispitele sunt o realitate pe care o sesizează doar oamenii duhovnicești. Ceilalți oameni, oamenii firești, nu-și bat capul cu ispitele și nici măcar nu le cunosc semnificația. Odată cineva, știind că eu sunt slujitor în Biserica Baptistă, păstor, a venit la mine și mi-a spus, dar să știi, părinte, că și eu sunt credincios. Ortodox, dar sunt credincios. M-am uitat la el și am spus, mă bucur, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar în discuțiile pe care le-am avut atunci, preț de câteva minute, la un moment dat, l-am întrebat pe fratele acesta, în ghilimele, el spunea că e frate cu mine, dar ce știi despre ispite? Nimic. Habar n-am. Am auzit de cuvântul ăsta ispită, dar nu mă întreba ce înseamnă, pentru că habar n-am. Dar ai spus mai devreme că ești credincios. Și cel credincios, dacă nu știe nici măcar ce înseamnă ispită, păi ce să mai știe altceva? Ce înseamnă, mă, ispita? Ce ispita? Nu știu. Când am studiat acest pasaj din Scriptură și am scris aici pe foaia aceasta de hârtie, m-am gândit la acea experiență ce am avut-o cu acest băiat. Ispita este realitatea pe care o sesizează doar oamenii duhovnicești, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu și care cunosc importanța și semnificația și valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Doar cel care petrece timp cu Dumnezeu în Scripturi știe ce înseamnă ispita, îi cunoaște semnificația pentru viața lui de credință. Omul firesc, omul care nu-i duhovnicesc, habar n-are, nici nu-și bate capul cu ea. Din pricina aceasta, nici nu se pune problema să biruiască ispitele. Vin asupra lor, le înfăptuiesc, cad în plasa ispitelor și păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. N-au niciun fel de reținere, n-au niciun fel de problemă, înfăptuiesc păcatul și cu toate că se consideră credincioși sau necredincioși, ei habar n-au ce înseamnă a fi ispitit. Omul duhovnicesc însă cunoaște semnificația cuvântului ispită. Ispita este încercarea diavolului de a-l atrage pe om în păcat cu scopul de a-l despărți de Dumnezeu și de a-l face ascultător de El. Prin ispită, Satan vrea să-i facă pe oameni să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu și pentru aceasta îi minte, îi înșală și caută în permanență să îi prindă în plasa lui. Și asta încearcă diavolul, asta este specialitatea diavolului și iată că trăim o vreme când foarte mulți oameni cad în capcanele diavolului și încetul cu încetul îi vedem că fac lucruri care sunt contrare voii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Ca și credincioși, Iacov ne învață în după-amiaza aceasta că trebuie să știm ce înseamnă ispita, să cunoaștem semnificația ispitei și mai mult decât atât, trebuie să fim acei credincioși în a căror viață ispita să nu aibă niciun fel de efect, să nu aibă niciun fel de impact. Credincioșii trebuie să biruiască ispita. Ferice, spune Iacov, de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun,
va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nici o ispită, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, nu este îngăduită de Dumnezeu în viața noastră și nu depășește capacitatea noastră de a face față acelei ispite sau acelei încercări. Cu alte cuvinte, vă spuneam și azi dimineață, Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem duce. Însă nici nu putem spune atunci când suntem ispitiți, că suntem ispitiți de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne ispitește, Dumnezeu îngăduie încercarea, Dumnezeu ne testează credința, nu ne ispitește, diavolul ispitește. Iacov spune, fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Am vorbit mai înainte despre înțelepciunea care vine de sus. Un credincios care are înțelepciunea care vine de sus, știe, cunoaște momentul când este ispitit de cel rău. Singur nu putem birui ispita. Împreună cu Domnul Iisus, având de partea noastră armătura lui Dumnezeu, resursele lui Dumnezeu în ce privește obținerea biruinței, vom putea să avem biruință, ne vom putea bucura de victorie în fața ispitelor. Credinciosul trebuie să biruiască ispita. Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satan, pe înșelător, în pustie, folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu în lupta cu ispitele vieții acesteia de zi cu zi. Să fim conștienți de slăbiciunile noastre și să trăim o viață de rugăciune ca să primim putere duhovnicească de sus, de la Dumnezeu. Dacă vom fi biruitori sau biruiți, depinde numai de noi. Din partea lui Dumnezeu avem la dispoziție toată armătura pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție ca să putem birui. Efeseni, capitolul 6, vă rog să citiți acasă. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ceea ce este necesar ca să putem birui ispita. Avem de partea noastră, avem la dispoziția noastră toată armătura lui Dumnezeu. Trebuie să o purtăm și împreună cu Domnul Iisus putem să fim biruitori, dacă vreți, în lupta cu ispitele. Doamne, ajută-ne și Doamne, dă-ne înțelepciune să putem fi biruitori, să putem învinge ispitele din viața noastră și în felul acesta Domnul Iisus Hristos să fie în permanență onorat și slăvit în viețile noastre pe pământul acesta. Uitați-vă, vă rog, la versetul 22. Versetul acesta și versetul următor, versetul 23, aduc în atenția noastră, în după amiaza aceasta, o altă învățătură fundamentală din Epistola Sobornicească a lui Iacov. Cuvântul spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își pierde fața, își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Versetul 25. Dar cine își adâncește, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce învățătură desprindem din aceste versete scrise de Apostolul Iacov? Credinciosul este chemat să fie împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Vă spuneam și altă dată despre sora aceea în vârstă, care atunci când a plecat la adunare, de la adunare, s-a întâlnit în drum spre casă cu o altă prietenă de-a ei și a întrebat-o, Mărie, dar de unde vii? Vin de la adunare. Și ce ai învățat astăzi la adunare? Ce s-a vorbit la adunare astăzi? Și ea, sinceră, s-a uitat la prietena ei și i-a spus, măi, drept să spun, nu mai țin minte ce s-a vorbit așa, nu mai mi-aduc aminte exact, dar știu un singur lucru.
că mâine dimineață când mă duc la piață, nu mai trebuie să dau chila de cartofi cu atâta și să o dau cu atâta. I-a ascultat cuvântul, a ascultat predica, Dumnezeu i-a vorbit, a cercetat-o și în inima ei a luat o hotărâre. A împlinit, a căutat să împlinească ceea ce a auzit la adunare. A auzit cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi o comoară nespus de prețioasă. Este pâine duhovnicească, este lumină cerească pe care a credinței și a pocăinței, este apă vie, medicament, întăritor, călăuză înțeleaptă. Spunea cineva odată despre cuvântul lui Dumnezeu că este pom cu roade binecuvântate. Și atât de frumoasă expresia aceasta. Dar asemenea unei mâncări oarecare nu-ți va folosi deloc dacă nu te așezi la masă și începi să te bucuri de acea mâncare, nu? Sora Lenuța astăzi, dacă mi-a pus pe masă mâncarea aceea destul de gustoasă, eu dacă cu Carmen, dacă doar stăteam și priveam așa și spuneam ce bine arată, ce bine miroase, așa, ce plăcută e mâncarea asta, credeți că mi-ar fi folosit, mi-ar fi fost de folos dacă nu ne așezam cu toții la masă să mâncăm ceea ce ne-a fost pus înainte? Asemenea unei mâncări oarecare, și cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și trebuie să ne înfruptăm din el, să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Vă spuneam la început că epistola sobornicească a lui Iacov pune accentul pe practica de credință. Iacov vine și spune, dragii mei, nu doar ascultători, dar ascultători uituci, ci să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie să intre pe aici și să nu iasă imediat pe aici. Trebuie să meargă la minte, în computerul vieții noastre, trebuie să prelucreze informația, să medităm la ceea ce Dumnezeu ne-a spus, să medităm la cuvântul lui, să luăm hotărâri noi pentru cauza împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta și apoi să-l aplicăm în viața de zi cu zi. În felul acesta, Dumnezeu se bucură de fiecare dintre noi, că suntem gata să împlinim practic cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre. Mergem la capitolul 2, începând cu versetul 14. Iacov aduce o învățătură șocantă la prima vedere, dacă vreți, pentru unii credincioși care citesc pentru prima dată Sfânta Scriptură și de la versetul 14 din Iacov, capitolul 2. Informația, învățătura este destul de șocantă, dar este foarte adevărată. Iacov spune așa, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, credința dacă nu este demonstrată practic în viața de zi cu zi, este o credință fără însemnătate, fără semnificație, fără valoare. Iacov spune clar, este o credință moartă, o credință moartă. Dragii mei, ați fost atâtea servicii de mormântare, e adevărat? Cel care e acolo, trupul acela neînsuflețit, arată foarte bine, îmbrăcat, e adevărat? E adevărat că la față e mai unul mai negru, unul mai galben, așa, dar vorbesc despre îmbrăcăminte. Toți arată bine, nu? Și eu nu cred că cineva, n-am fost la mormântări și în mod special mă uitam să văd cum sunt îmbrăcați. Toți din familie au ales hainele cele mai bune. Adevărat că câteodată pantofii sunt de carton. Dar hainele sunt cele mai bune. Nu pun niște haine așa vechi pe ei. Eu am slujit într-o biserică ani de zile și acolo era o soră. Cât m-am zbătut să-i fac curat în casă, să o învăț, să îngrijească, n-am reușit deloc. Am fost la primarul comunei care mi-era prieten și m-am dus la el și l-am întrebat, domn primar, hai să facem ceva cu Adela noastră, ca să o ajutăm, domnule, să arate. Mi-e rușine, e membra mea, îmi dau cunoști.
Eu vreau să intru în casă, să-i fac curat, să-i zugrăvim, să-i aranjăm lucrurile acolo, să o îmbrăcăm cu haine curate, când iasă în sat, să vadă lumea că e ceva frumos cu sora noastră, Domnul. Domnul primar, hai ajută-mă, Domne! Ne-am dus amândoi la ea acasă, n-am reușit deloc să facem ceea ce ne-am propus. Nu ne-a lăsat. A venit vremea ca sora Adela să plece la Domnul. Și familia m-a anunțat, am spus că după ce o îmbrăcați cu brațe criu, este fratele de lângă adunare, vă deschide și depuneți acolo trupul însuflețit secriu și apoi noi vom face serviciile de priveghi. Era singura din familie, frații ei nu erau credincioși și apoi va fi serviciul de mormântare după câteva zile. Când am venit seara la priveghi și m-am uitat, m-am dus lângă secriu, lângă trupul însuflețit a sorei noastre, m-am uitat la ea și am spus, în sfârșit o văd pe sora îmbrăcată, cât de cât. Dar păcat, e moartă. Trupul nesuflețit. Dar hainele arătau impecabil, era frumos. Era frumos. Dragii mei, omul mort, îmbrăcat frumos, dar vă întreb, vrea cineva să fie în locul mortului? Nu vrea nimeni. Cu toate că atât de îmbrăcat de frumos, nimeni nu vrea să fie acolo. Morții sunt de obicei lăudați, dar ei nu fac nimic, nu aud nimic, nu doresc nimic. Ei trebuie doar băgați cât mai repede în pământ. Pentru că dacă nu-i bagi mai repede în pământ, o să ai mai târziu probleme. Așa e și credința fără fapte. Credința care nu este demonstrată în practică. E ca mortul acela care în secriu arată frumos, îmbrăcat. Dar el e mort. E fără suflare. Iacob spune, credința fără fapte este moartă în ea însăși. Dar Iacov merge puțin mai departe și acum uitați-vă, începând cu versetul 19, nu, 18, dar citim în continuare. Vorbește Iacov acum despre credința dracilor, o credință drăcească. Până acum ne-a vorbit despre credința moartă, acum vorbește despre credința drăcească. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele, arată-mi credința, dar fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Credința drăcească, da, dracii cred în existența lui Dumnezeu, niciodată dracii nu s-au îndoit de existența lui Dumnezeu. Niciodată. Ei cred în divinitatea Domnului Iisus Hristos, pentru că atunci când Fiul lui Dumnezeu, citim în Evanghelie, că a pășit pe ținut, în ținutul gadarenilor, a pășit pe țărm, dracii au început să vorbească din omul acela care era stăpânit de Duhul Întunericului, au vorbit și au recunoscut autoritatea, puterea și identitatea Domnului Iisus Hristos. Ai venit să ne chinui înainte de vreme. Știau cu cine stau de vorbă, au cred în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Știu foarte bine cine este El și ce va face mai devreme sau mai târziu cu ei. Cred în existența iadului, nu vor să ajungă acolo, dar acolo vor ajunge. Pentru că Scriptura spune că iadul a fost creat pentru Satan și îngerii care l-au urmat în răzvrătirea lui. Vor ajunge acolo în iad. Cu toate acestea, că știu despre toate aceste lucruri, uitați-vă, dracii nu vor să se pocăiască și nu vor să se supună lui Dumnezeu. După ce vorbește despre credința moartă, Iacov spune, și dracii cred și se înfioare. Uitați-vă astăzi la oamenii care vin și mărturisesc că-și cred în Dumnezeu. Uitați-vă la viața lor, nici măcar nu se înfioară cum se înfioară dracii. Măcar ăștia fac ceva mai mult. Se înfioară. Le este groază de ceea ce se va întâmpla cu ei. Oamenii care astăzi spun cred în Dumnezeu, dar cu viața lor demonstrează că n-au nicio treabă cu Dumnezeu și nu cred deloc în existența reală a persoanei și a lui Dumnezeu. Credința drăcească. Credința mântuitoare este credința care conduce întotdeauna la o pocăință sinceră.
și profundă înaintea lui Dumnezeu. Este credința care ascultă de Dumnezeu și nu avem timp în după amiaza aceasta. Acasă vă rog să citiți în continuare, Iacov vorbește despre Avram, un om care teoretic a mărturisit că crede și o să încrede în Dumnezeu, dar este omul care practic cu viața și-a demonstrat din plin că într-adevăr crede și este dispus să asculte de Dumnezeu. Credința practică este credința care ascultă, credința care face, credința care se gândește întotdeauna la consecințe, este o credință confirmată de fapte, o credință care are o trăire conformă cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Învățăm în seara aceasta de la Iacov căci credinciosul trebuie să aibă o credință practică. Capitolul 3 vorbește despre limbă, vorbește despre un aspect destul de profund în ce privește trăirea noastră pe pământul acesta în prezența lui Dumnezeu. Credinciosul este învățătura care o învățăm din capitolul 3, trebuie să fie disciplinat și stăpân pe sine. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât sunt de mari și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se folește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde! Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsă, de tărătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar atenție, limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei, spune Iacov. Oare din aceeași vâna izvorului țâsnește și apă dulce și apă amară? Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Credinciosul trebuie să fie stăpân pe sine. Tot felul de animale sălbatice au fost îmblânzite și multe focuri au fost stinse, însă limba omenească este foarte greu de stăpânit. Când îmblânzești un animal, poți să faci din el un lucrător în loc de distrugător. Dar când Dumnezeu îmblânzește o limbă, poate să scoată multă laudă de acolo din ea. Cum se poate înfrâna limba? Caii au o putere mare, dar au nevoie de un frâu în gură pentru a putea fi conduși acolo unde vrea omul. Corăbile sunt mari și pot duce foarte multe marfă, dar au nevoie de o cârmă și de un cârmaci iscusit pentru a fi folositoare. Pentru ca firea noastră pământească să fie răstignită, este nevoie să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să stea pe tronul inimii și să ne conducă prin Duhul Sfânt. Am văzut vineri seara ce spunea Pavel celor din Galatia, credincioșilor galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată secretul necesar pentru ca limba mea să dea slavă lui Dumnezeu și să fie folositoare pentru promovarea valorilor împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Pavel, am murit și am înviat împreună cu Hristos la viață nouă și viața mea, sau în viața mea, șef,
Domn și Dumnezeu este Domnul Iisus. El îmi conduce viața și toată ființa mea este la dispoziția Lui. Și limba care altădată îl blestema pe Dumnezeu și vorbea lucruri brute și nevrute, potrivite și nepotrivite, de acum înainte, pentru că la cârma vieții noastre este Hristos. Limba aceasta este folosită să rostească cuvinte care să dea cinste, să dea onoare și să dea slavă lucrării lui Dumnezeu pe pământul acesta. Cum poate fi limba îmblânzită? Doar Hristos o poate îmblânzi. Și se întâmplă lucrul acesta când El vine și preia conducerea vieții mele. Și ascult de El, ascult de călăuzirea Duhului Sfânt și mă las folosit de Dumnezeu în activitățile în care sunt implicat pe pământul acesta. Mai dăm repede o pagină, vreau doar să mai spun câteva gânduri și apoi vom încheia. Uitați-vă, vă rog, la versetul 13 din capitolul 4. Apostolul Iacob spune așa, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine, căci ce este viața noastră? Nu sunteți decât un nabor care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când acum vă făriți cu lăudărășenile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, spune Iacov, săvârșește un păcat. Învățătura pe care o învățăm din acest pasaj al Scripturii este aceasta. Credinciosul trebuie să știe că viața lui depinde de Dumnezeul în care și-a pus toată încrederea. Am să mă duc să fac cutare, să fac cutare, să fac cutare, să fac cutare. Asta spun oamenii firești, care n-au părtășie cu Dumnezeu, n-au legătură cu Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu. Oamenii firești și credincioșii firești, tot asta spun. Însă cel duhovnicesc, în orice lucru, îl pune pe Dumnezeu înainte de toate. Și vei auzi din gura lui aceste cuvinte, dacă Domnul va voi, voi face cutare, cutare sau cutare. Frate, merge mâine acolo. Dacă Dumnezeu îngăduie viață și dacă Dumnezeu îngăduie să facem lucrul acesta, dacă va vrea Domnul, vom merge și vom face cutare sau cutare lucru. În învățătura pe care ne-o prezintă Iacov aici este aceasta, dragii mei, Dumnezeu înainte de orice. Nu eu înainte și Dumnezeu după mine. Cam asta se întâmplă cu cei care spun, mă duc să fac asta, să mă duc asta, să fac asta, să fac asta. Mă, dar Dumnezeu unde-i? Dumnezeu vine cu mine. Nu eu înainte și Dumnezeu după mine. Nu, Dumnezeu înainte, Hristos înainte, este și cântarea care spunem Hristos în frunte, e în frunte al nostru conducător, nu? Este în frunte, El este comandantul, El merge înaintea noastră și noi îl urmăm îndeaproape. Facem cutare și cutare dacă va vrea Domnul. O învățătură atât de frumoasă pe care o învățăm în după-amiaza aceasta din Epistola Sobornicească a lui Iacov. Și închei cu o învățătură din capitolul 5, versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă pentru unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Ce învățăm din acest pasaj din Scriptură, din Epistola Sobornicească a lui Iacov? Credinciosul trebuie să fie un om al rugăciunii. Un om al rugăciunii.
Doar cel care are o relație personală vie și o dinamică cu Domnul Iisus. Doar cel care a cunoscut ce înseamnă puterea rugăciunii, se roagă și stă înaintea lui Dumnezeu. Și este pregătit pentru experiențele pe care Dumnezeu vrea să le împărtășească cu el, în urma părtășiei pe care omul acesta o are împreună cu Domnul. Cine nu se roagă, nici să nu se aștepte să aibă viață duhovnicească, să nu se aștepte să aibă putere spirituală, să poată să biruiască ispitele. Nu te rogi, n-ai putere, n-ai viață duhovnicească, n-ai o relație vie și dinamică cu Domnul Iisus Hristos. Rugăciunea ne ține legați de Dumnezeu, Dumnezeu care este sursa de viață și de putere pentru viața de credință. Mă rog din toată inima lui Dumnezeu să ne ajute să fim răbdători în încercări, în încercările prin care trecem în viața aceasta de zi cu zi. Mă rog în seara aceasta din toată inima lui Dumnezeu să ne ajute să putem birui ispitele care apar în viețile noastre pe pământul acesta. Mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, să avem o credință dovedită în trăirea noastră de zi cu zi, să fim disciplinați, stăpâni pe noi înșine și apoi Dumnezeu să ne ajute să putem să fim oameni ai rugăciunii, oameni care se roagă, care au putere, care au viață duhovnicească, vie, dinamică, proaspătă, bună cu Dumnezeu în fiecare zi. Și un astfel de om, nu numai că este binecuvântat de Dumnezeu, un astfel de credincios este o binecuvântare în mâna Domnului și pentru alții. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să aplicăm în viața noastră învățătura Scripturilor și în felul acesta să fim de folos atât pentru împărăție, cât și pentru cei care sunt în nevoi, să fim o binecuvântare în mâna Domnului și pentru ei. Dumnezeu să ne ajute și El să ne binecuvinteze în toate. Amin.